Ce părere aveți că în sfârșit se organizează în România primul festival de modă? Eu mă bucur, am tot participat la prezentări de modă, au mai fost, bineînțeles, și în alte orașe și orice gest cultural în România este binevenit. Orice moment care adună oameni de valoare din Europa și nu numai, care sunt legați de artă, pentru că designul vestimentar și nu doar face parte din artele frumoase, este așteptat cu mare bucurie. Așa încât noi ne dorim în România să existe concurență, să existe competiție, să existe cât mai multe lucruri care țin de artă. Și astăzi ne aflăm într-un loc foarte frumos și dumneavoastră ați venit la show-ul Ami Amalia. Aveți o legătură specială cu brandul? Am într-adevăr niște produse de la Amalia, da, și le îndrăgesc foarte mult. Cei drept am venit în funcție și de programul meu, pentru că am un jurnal de știri care este în direct și atunci, din păcate, a trebuit să ratez unele show-uri și îmi pare rău. Sper ca la anul să nu le ratez și să fie un pic în așa fel încât să pot participa la cât mai multe. Dar mă bucur, suntem înainte de prezentare și sunt foarte curioasă cum va fi. Mai ales că una dintre bunele mele prietene, Anca Lungu, va fi model. Și o ultimă întrebare, ținută dumneavoastră de astăzi, ne puteți explica puțin ce purtați? Întâmplător astăzi nu am nimic românesc pe mine, întâmplător, dar este pur și simplu, așa s-a nimerit, m-am îmbrăcat în 5 minute, a fost mai important să ajung în timp util și să particip, dar cred că sunt ok, nu? Da, am niște piese care sunt și moderne și actuale și in fashion, dar și clasice în același timp, cred eu.